Cea mai bună mâncare din copilărie s-au fost fasolele. La fasole nu în tigaie curată, dar tigaie arsă dinăuntru, cu cenușă, cu pâine moale din cuptor, murături din beș. Și un pahar de gin alb, reșe, reșe. Și cel mai norocos era ultimul, cutesă lungă cu pâine, tot tigaie, tot sosul la urmă. Și mânca încet șor pentru că era mult. Și tata spunea, Tolea, scoate o șapă din ladă. Când intrau fasolele în gură, tu erai în altă lume.